Polaris răsplătește performanța. Cei mai mici matematicieni din Constanța, care au participat la concursul județean de matematică Tomis, au primit diplome și bani din partea companiei. Ultimul premiu 3, Crețu Olivia, colegul național Victor cel Bătrân, fost învățător Constanța. La etapa locală am avut peste 1500 de copii în 4 centre din orașul Constanța și 4 centre din județ. S-au calificat 632 de copii care au obținut punctaje mai mari sau egale cu 50 de puncte și astăzi avem 70 de premii și mențiuni. Sunt părinte al unui copil care a participat pentru prima dată la acest concurs. Știu ce grad de dificultate a avut. Și ca atare, cu atât mai mult apreciez acești copii care astăzi vor fi premiați și dascălilor care au muncit foarte mult alături de ei și părinților care de asemenea i-au sprijinit. Mulțumesc foarte mult! Concurența a fost acerbă, însă rezultatul este pe măsură. Finaliștii au fost premiați cu sume de bani pentru efortul lor. Nici dascălii care i-au pregătit nu au fost omiși. Cu siguranță acești elevi merită și o susținere materială care va constant o susținere financiară din partea firmei noastre, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Polarisem Holding este una dintre cele mai mari companii de prestare servicii de salubrizare existentă pe piața de profil din România.